Colegiul Național Pedagogic Carol I se mândrește și în acest an cu elevii de excepție care s-au calificat la faza națională a olimpiadelor școlare. În minutele următoare vă invităm să faceți cunoștință cu Emanuela Grigorescu, elevă în clasa a 12-a și care va reprezenta Colegiul Mușcelean la disciplina limba engleză. Mă bucur foarte mult că m-am calificat la etapa națională la olimpiada de limba engleză. Întotdeauna mi-au plăcut limbile străine. Am mai participat și la limba engleză și la limba franceză și abia aștept etapa următoare. Chiar momentan nu am emoții, dar mă pregătesc intens și cred că și faptul că în profilul la care sunt se centrează cumva pe materiile acestea umaniste și limbile străine inclusiv, m-a ajutat să mă pregătesc pentru olimpiadă și toate cadrele didactice din liceu m-au ajutat foarte mult. Bineînțeles, performanța acesteia nu ar fi fost posibilă fără îndrumarea doamnei profesoare Camelia Pârșe, care are numai cuvinte de laudă la adresa elevei sale. Este o elevă foarte conștiincioasă și foarte silitoare. A mai participat la Olimpiada de limbă engleză, unde a obținut mențiune și cred că dacă nu era această pandemie, ar fi mers și în clasa a 10-a și a 11-a pentru a obține rezultate bune și poate și un premiu. Eu îi doresc mult succes în continuare și sper că și la etapa națională să vină cu un premiu. În edițiile viitoare vă vom prezenta toți elevii care vor reprezenta Colegiul Național Pedagogic Carol I la fazele naționale ale olimpiadelor școlare.